Bună dimineața! Grig și Cernat suntem, e vineri, ziua favorită a colegului meu Grig. O să spun asta până când o să învățați această chestiune extrem de importantă. El e fericit, e happy, are un zâmbet larg pe față, ceea ce l-am și eu, mă rog, dar nu atât de larg ca al dânsului. Și ne pregătim de 3 ore de distracție. Astăzi avem un invitat, astăzi ne facem party, nu? Astăzi facem party, iarăși repetiție generală pentru weekend, dar cu mare grijă, nu uitați de la prima oră, dacă n-ați apucat, este momentul să, ce? Să vă spălați pe dinți. Ce-ți veni? Să fiți copii cu minți și să vă spălați pe dinți la modul, astăzi nu trebuie uitat, fiindcă astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Dentistului. Pe bune? Da, foarte pe bune și nu știu cum a picat că este în același timp cu Ziua Internațională a Ciocolatei. Deci, Ziua Internațională ciocolata a Dentistului. Da, da. Fiecare om are dentistul lui. Unii au mai mulți. Nu vrei să le zicem? Hai să le zicem la mulți ani tuturor dentiștilor. Eu, de exemplu, îi zic prietenului meu, Gabriel Mâță, cel care m-a făcut să am zâmbet de George Clooney, știi cum zice? Deci așa m-a făcut când zâmbesc, ceva deosebit, da. Deci la mulți ani tuturor medicilor stomatologi, mă rog, unii ne mai chinuie, unii nu, dar important e că ne fac să fim sănătoși, ca să zic așa. Și nu în ultimul rând. Exact, la mulți ani. La mulți ani. Hai spune tu că tu o zici așa, okay. Avem o colegă minunată care ne vorbește în cască și face mai mult decât atât și se numește Claudia Cocoș. La mulți ani, Claudia! La mulți ani, Claudia! Să mulți fii sănătoasă! Înainte. Să ne distrăm astăzi. Uite, astăzi e repetiția generală pentru weekend cu DJ Vlatra, va fi dedicată și Claudiei, da? Da, adică ea va trebui să danseze. Da, nu știu dacă are ținuta corespunzătoare. Claudia, ești îmbrăcată corespunzător? Poți să vii aici să dansezi de ziua ta sau nu? Răspunde, te rog. Aoleo, atâta s-a auzit. Aoleo. Aoleo. La mulți ani încă o dată, Claudia. Și la mulți ani celor care astăzi de ce nu se sărbătoresc? Sărbătoresc o vârstă, sărbătoresc, nu știu, ani de relație, de căsnicie, ani de muncă în același loc, an de exemplu, da? Ani de liceu, de ce nu? Dar să nu fie mai mult de 4, vă rog. Unii au făcut mai mult, nu e cazul meu. O dăm imediat și mintea copiilor, vă salutăm copii, vă pupăm și astăzi este vineri și pentru voi și pentru toată lumea. Rămânem în Dimineața pe 2, Grig și Cernat. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Bună dimineața celor care ne scriu pe WhatsApp, de exemplu 0754222999. Vă reamintim numărul nostru de WhatsApp, dar avem un atare cu WhatsApp-ul. Uniunea Europeană a decis. Da? Să vedem. Pe WhatsApp vei putea primi mesaje trimise de pe orice platformă. Adică WhatsApp va avea o, ca să zic așa, înființat mesajul pe care îl primești și îl trimiți de pe orice platformă. Par exemplu, nu este par exemplu aici. Mi se pare tare. Conversațiile vor apărea într-o căsuță specială, adică va fi o secțiune în WhatsApp și altele. La și altele. Cum s-ar spune, da? Problema este următoarea. Dar poți, de exemplu, să primești de pe Messenger? Probabil că da. Nu știu, zic probabil că da. Că, uite, WhatsApp zice, noi n-am luat decizia asta din proprie inițiativă, ci mai mult la presiunile Uniunii Europene. Foarte bine. De exemplu, Uniunea Europeană a decis ca până și iPhone-ul să aibă mufă de Samsung, cum s-ar zice, sau de Huawei. Adică USB-C. Măi, vrei să spun, mi se pare ok, că toată lumea, eu n-am iPhone, dar am alt telefon, dar toată lumea venea, spunea, aveți un încărcător de iPhone? În aceea situație eram eu. Serios? Întrebam pe toată lumea, aveți un încărcător de iPhone? Vă rog frumos, și ea nu, ea nu, ea nu. Dar problema care este? Oare mesajele de pe Tinder? Așa. Se vor duce tot în WhatsApp? Nu cred că... Sau de pe Bumble? Nu știu, zic și eu. O setare care nu o să se ducă. Da? Nu, no, clar. Adică va fi interzis la aplicațiile de dating. Da, nu. Că na, poate mai e vreunul care stă pe aplicații de dating și nu știe maică-sa, de exemplu. Da, exact. Înțelegi? Și se uite maică-sa în WhatsApp-ul nefericitului și vede acolo, aoleu, ce faci, mamă? Am zis maică-sa ca să nu... Maică-sa, exact, băieții. Maică-sa, o mătușă, poate. Bunica. Ce faci, maică? Am văzut ce ai scris fetei acelea. Doamne, dar așa vorbiți voi, dar de când vă permiteți? Sunt curios când se introduce povestea asta. Zic o chestie legată de... Câțiva ani, cred. Legată de WhatsApp. Nu știu de ce am senzația asta. Eu la mine în casă n-am semnal.
de GSM. N-ai? A, păi da, nu, mai, da, mai la țară, da. Mai la țară, dar nu și în oraș. A, ok. Da. Îl caut prin casă, nu-l găsesc și atunci am Wi-Fi, ca toată lumea. Da. Nu-i român să n-aibă Wi-Fi. Da, spuneți-mi corect. Dacă e vreunul. Și merge, merge mult mai bine. Bine. Și atunci eu sunt doar pe WhatsApp. Tu știi că am fost întrebat, tu lucrezi la poliție? Da, de către prieteni, tu lucrezi, pardon, și la poliție? Nu, dar și pe mine, când mă sună Grig, mă sună pe WhatsApp și nu înțeleg de ce. Și mi-au zis prietenii că toate cunoștințele mele, polițiști sau alte așa, grade, sună doar pe WhatsApp. Da. Nu sună pe normal. Au de ascuns, mă, da. Eu n-am nimic de ascuns. La mine e doar semnalul ascuns prin casă și nu-l găsesc. Bine că, na, bine că suni. Nu mai contează cum. Ok, corect. Și eu sunt curios când o să se întâmple toată povestea asta și când o să intre în vigoare chestia asta cu WhatsApp. Mă, pe mine nu mă încurcă prea tare că nu folosesc decât WhatsApp. Deci, atenție mare. Când apare update-ul, uitați-vă bine ce mesaje trimiteți de pe unde. Da, că pe mine deja m-a dus cu gândul la... La ce? La alte lucruri. De exemplu, să mă sune banca pe WhatsApp, mă, frate. Nu te sună banca. Adică nici, zic și eu, nici pe WhatsApp nu scap de bancă. Dă-o încolo de treabă. Nu, nu. Măcar să-mi trimită și de-alea. Ce? Cum îi zice? Emoticoane. Uite, am îndoi odată, emoticoane, da. Sau stickere. Stickere, da. Stickerele sticere sunt cele bani. Cu că bani nu-ți trimite. Măcar atât, da. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Ora 7 și 16 minute. Vorbeam cu Grig de, mă rog, mâncare. Da, hai de mâncare, nu pot să reproduc ce am zis eu. În fine, bun, ceea ce mi se pare foarte tare e că România e în top 100 între cele mai bune bucătării din întreaga lume. Iar distinsa ciorbă rădăuțeană ocupă locul 33 la capitolul cel mai bun preparat din lume. În condițiile în care este din lume, e tare. Și fii atent, da. În topul mondial al brânzeturilor, okay. Cașcavalul românesc afumat e pe locul 10. Wow. Și mie mi se pare, adică totuși, na, în lumea asta se produc brânzeturi și italienii fac bun și francezii fac bun, sunt multe dar țări sunt care... Dar sunt curios fac. Cum zic americanii la cașcavalul, la cașcaval în primul rând. The smoked cheese. E, nu, cașcaval. Nu e cașcaval, e smoked cheese, așa când zic. Întrebă... Da, oricum îți dă o mizerie dacă te uiți și ceri smoked cheese, nu îți dă cașcaval. Tu știi când te întreb eu din când în când, do you have some cașcaval? Da, I have. Send me on Revolut. I don't have. Și gata. Fiindcă astăzi este și iarăși mai este o zi internațională, nu am zis să vi le dăm pe toate din prima, dar vă mai dăm și pasta, am avut ciocolată și dentiști. Da, dar fii atent că mai sunt niște produse, vrei să le zic și pe alea? Ia. Hai, fii atent, deci salamul de Sibiu, da. Maginul de topoloveni, okay. Babicu, bun. Telemeaua de ibănești și brânza de burduf. Mi se pare foarte numai tare. Bune. Da. Numai fii atent, 1378 de brânzeturi catalogate, cașcavalul a fumat pe locul 10. Cât de tare. Aha. Și să facem și clasamentul bucătăriilor. Normal, prima poziție este Italia. Mă gândeam eu. Bă, locul 2 mi se pare un pic... Apropo de Italia, zi locul 2 și 3. Japonia. Sushi. Toată lumea știe, da, de sushi. Corect. Da, normal. Grecia pe locul 3. Tzatziki. Tzatziki, da. Portugalia. Portugalia, domnul Dan Constantinescu, care a trăit în Portugalia, vă rog. N-am mâncat româncare nimic din Portugalia sau poate am mâncat și nu știam. China și Indonezia. China, cum să nu? Bacalhau a zis. Cum ai zis, mă? Mai zi o dată. Bacalhau. Ce e aia? Bacalhau aia. Bacalhau. Pește. Hai, ah, da. Bine. Ziceam că astăzi este și ziua internațională a pizzei și să nu uităm... Și mai lăsă-mă să vorbesc atât. Zic cu pizza și gata, păi, am terminat. Și să nu uităm o chestie, că românii sunt cei care au pus sarmaua în pizza. Da. Există pizza cu sarmale, am găsit și rețete de pizza cu sarmale. Evident, ai nevoie de ingredientele pentru o pizza și de sarmale. Sarmale. Și mai avem pizza cu mici. Asta vreau să... Există și există pizza cu și mici. Pizza uite cu mă, mici. Scrie pizza cu mici rețet. Extraordinar, bă, băia. Hai că-mi plouă în... Da. Da, mi-e foame. Și fii atent, pizza cu mici și muștar. Hai, gata, că după aia o dăm în mintea copiilor, da? Azi ne și distrăm, vine DJ, e la troa, dar până atunci o dăm în mintea copiilor. Grig și Cernat suntem. Dimineața pe doi. This is... Bună
dimineața, bună dimineața, ora 7:30, dar fiindcă lucrurile trebuie făcute așa cum se cuvine exact. Și copiii trebuie să înțeleagă că ăsta este semnalul mintea pentru... copiilor. Da. Fric și cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Asta este semnalul pentru Gric și Cernat, o dau mintea copiilor. Ca să se știe, la 0754222999 le zicem în primul rând: bună dimineața, la mulți ani. E să nu uităm să spunem la mulți ani dentistului. Trebuie să merg cu Ema la dentist, apropo. Eu i-am zis prietenului meu, am zis. Trebuie să merg cu Ema la dentist la controlul periodic, evident. Dar... am vrea să facem astăzi, nu vreau să vorbim despre dentiști, că nu doare absolut deloc, doar că, da, așa, știi cum e, dentistul este ca doamna învățătoare. Nu, ca doamna profesoară de, zi-mi tu, ceva, o materie mai grea, chimie. Mai grea, chiaoleu, la. Chimie, o să vedeți despre ce este vorba. Astăzi apelăm la talentul copiilor. De ce? Da. De ce? Astăzi facem următorul joc. Eu am avut o propunere de alt joc, dar echipa a hotărât ceea ce urmează să vă spună Gric chiar acum. Da, astăzi imităm. Ha, ha. Deci, dragi copii, astăzi în dimineața asta imităm pe cine vreți voi. Poate să fie mama, tata, bunica, doamna învățătoare, da? Imitați-o, imitați-i cum fac. Da? Sau poate să fie cineva de la televizor. Habar n-am. Poate, de exemplu, puteți pe mine, să-l pe imitați, Cosmic. Da, sau pe mine. Sau pe Grig, da. Sau pe Fuego, împodobește mamă Bradu. Sau. Da? Deci facem Imitation Games. Facem. Dacă pe vremuri făceam Hunger Games, știi că a apărut ediția, nu știu cât, al patrulea film, nu știu, am vrut să-l văd la cineva, Hunger Games, astăzi facem Imitation Games. Deci imităm, facem. Sunteți liberi la imitat. Alegeți-vă voi personajul, că este din familie, nu numai cum zice și ce zice de obicei. Mama, tata, bunica, doamna învățătoare, cineva de la televizor, un artist, un TikToker, nu știu, pe oricine, da? Ne spuneți așa, uite, astăzi eu limit pe, da? Gata. Și faceți cum face... Cum face Macălces. Da, sau cine știe, na, zic și eu. Puteți să ne imitați și pe noi, da, pe Greg numai, și Cernat. Da, nu m-am mima să nu faceți, dacă trebuie să vă auziți. Da, da, trebuie nu să, jucăm mima. Să fie imitat pe auzit. Ți-am zis, dacă ne imită bine și pe noi, de ce nu? Eu abia aștept să mă imite. Poate ne luăm și coleg sau colegă de emisiune, cine știe? Trebuie odată, dar nu vrea. Trebuie odată, da, să o rog pe fiica mea mare, pe Aiana, să mă imite. Și cum vorbesc. A, serios? Și cum sforăi. Și cum umblu, cum merg. Deci, opa, dacă vrei să râzi, deci, da, dar n-o să vrea, înțelegi? Că n-o să vrea Aiana. 0754222999. Haide, bună dimineața. Neața. Bună dimineața, la Dimpuls. Sunt Matei din Păulești, am 10 ani, da, și aș vrea să imit pe mama. Ia. Ia. Matei, de ce nu ți-ai făcut curat în dulap? La revedere. Ok. Ok, avem primul imitator din această dimineață. Corect. Mergem mai departe. Bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Eu mă numesc Cristian Constanța, 9 ani, și îl imit pe tatăl meu așa: ce faci, bro? Povești cu sclipici. Ce faci, bro? Bine, bro. Bine, bro. Tare, tare. Bine fac. Mișto asta, taică mea nu vorbea cu ce faci, bro. Nu, am pe vremea noastră. Treci! Exact, nu era cu ce faci, bro. Bun, deci puteți să imitați nu doar din familie, repetăm, da? Puteți să imitați pe doamna sau pe domnul învățător, de ce nu? Puteți să imitați pe cineva pe care vedeți voi la televizor, pe președinte, nici nu știu, pe oricine, bună dimineața! Asta Radio Impuls, sunt Andreea din Constanța. Ok. Și sunt în drum spre școală și eu vreau să-l imit pe Moș Crăciun. Ascultați! Ia! Ho, ho, ho! Bună, copii! Pupici cu sclipici și spor la cafeluță! Așa e, pupici cu sclipici și spor la cafeluță! Moș, sunt Danu Crăciun. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt eu din Timișoara și persoana care vreau să o imit este doamna mea învățătoare. Ea face așa: copii, dar cum nu ați înțeles? Nu am înțeles! Nu se face așa! După câteva minute ea zice: dar ce-a scris aici, că nu mai înțeleg nimic? Bine că nu te ascultă, doamna învățătoare, dar sigur are simțul umorului și râde și ea. Nu e așa? Neața.
Bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Sunt Antonio și astăzi o voi imita pe mama. Gata, Antonio, nu mai ai PlayStation toată luna. Ești pedepsit. Toată luna? Aoleu, asta doare. Mă gândesc câte cărți mai are Emma până la un PlayStation. Cred că i-am dat o sarcină imposibilă. 40 de, i-am zis 40 de cărți. Aoleu, și-a citit de-abia 3. Da, nu, păi, maxim, și alea cu poze. Mult, parcă așa mi-ai zis. Nici nu mai știu, că nu le-am numărat. Da, dar mi le arată. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alin din Cluj-Napoca. Da. Iar eu vreau să o imit pe doamna învățătoare. Aceasta zice... bună ziua, copii! Astăzi, pentru că ați fost cu minți, o să ne jucăm sau o să facem o oră de joc și mișcare. Și nu uitați să vă luați mingile, pentru că vom juca fotbal. Pepe, te pupăm și noi, te îmbrățișăm și te iubim. E de frumos, da. Îmi plac astea când o imită pe doamna. Da. Sau pe domnul învățător. Dar mai mult doamna e... În general, doamna este, dar e și domn. Noi salutăm și pe domnii învățători. Liber l-a imitat la Gric și Cernat-o, dau mintea copiilor la 075. Deocamdată nu ne-a imitat nimeni. 0754222999. Puteți să imitați pe oricine, inclusiv pe noi, de ce nu? Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Bună! Eu sunt Carolina din Sân Mihaiu Român. Așa. Am 7 ani și l-aș imita pe Bugs Bunny. Ah! Și eu aș imita că spunem: ei, care-i treaba, doctore? Pupit cu sclipici, spor la cafeluță. A, așa este, pe vremea noastră Bugs Bunny vorbea: hey, what's up, duck? Da, de când sunt dublate desenele în limba română, știu, parcă nu mai au... Dar e bine și asta, care-i treaba, doctore? Doctore stomatolog, evident că astăzi îi sărbătorim, da? Bună dimineața! Ai tare, aș plăti pentru un canal de YouTube să văd pe Aiana cum te imită, Cosmin. Hey, fii atent. A, bun, da. Mi-a dat, o să ascult, mi-a dat un mesaj, ascult când e, dar trebuie să-l ascult când dăm melodie și după aia ți-l trimit și îl difuzez. Perfect. Vreau deci, să văd ce a zis. Perfect, mulțumim, dragul nostru ascultător, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Nicolas din Cluj și eu voi imita pe domn profesor de religie. Opa! Deschideți manualele la pagina 57. Începe David. Următorul. Gata. Acum deschideți caietele și scrieți. Ce știți voi despre biserici? Oh, ok. Bun. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iruna. Da. Și am să vin pe tata. Dar de ce ai făcut ta? Mă trebuie să faci aia. De ce? Du-te sus. Fă-ți ghiozdanul. Îmbracă-te în pijamale. Deci, cu alte cuvinte, tata este responsabil de aia mică. Corect. De obicei mama e mai... Dar aplaud tații care fac ghiozdanul copiilor. Eu recunosc, nu-l fac. Ei. Nici nu știu cum arată caietele. Ai alte calități. Corect. Bună dimineața. Ai văzut. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Elena din Timișoara și am 9 ani și sunt în drum spre școală. Așa. Și vreau să vă prezint cum face cea mai bună prietena mea, Miruna. Ia. Elena, să știi că mi-ai pierdut aia. Bă, nu, mi-ai pierdut și altă. Ei, bă, nu, am pierdut asta. Papa, 0754222999. Astăzi este liber la imitat. Puteți să imitați pe cine vreți. Că este membru din familie, că este domnul sau doamna învățătoare sau profesoară, că este cea mai bună prietenă, iată, sau cineva de la televizor, de pe YouTube, de pe TikTok, nu contează. Dăm drumul la imitat, vedem dacă putem să difuzăm și mesajul pe care Cosmin l-a primit de la Aiana. Nu știu, trebuie să-l ascult să văd ce a trimis Aiana. Hai, voi muzică, ascultați muzică la Radio Impuls România și Canal de 2. Ne întoarcem. Dimineața pe 2. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impuls Radio. În mintea copiilor. Gric și Cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Ba chiar așa.
Păi chiar așa cum așa? Chiar așa. Ești un pic îngândurat și un pic emoționat, dar... Nu, emoționat nu sunt, nu, îngândurat. Ba da, ești un pic emoționat. Am ascultat mesajul. Și? Nu știu, dă-l, ce să zic, na. Da? Dă-l, da. 0754-222-999, astăzi imităm. Da, e Aiana, fata mea cea mare, care mă imită, dar e corect. Decent, adică face mult mai... Mă imită mult mai bine din punctul meu de vedere. Stai că este prima dimineață. De acum încolo, Aiana, ești invitată să participi la, la emisiune. O dau în mintea copiilor, chiar dacă ești deja adolescentă. Am făcut o convenție să imităm pe cineva. Pe cine știi să imitați copiii, indiferent că este din familie, indiferent că e de la școală, indiferent că dacă este un personaj, nu știu, de la televizor, să spunem așa, sau de pe internet. Dar să ne întoarcem la Aiana. Bună dimineața! Fiți atenți! Ia. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună. Eu astăzi îl voi imita pe tatăl meu. Așa fac. Ok. Hai mă, tată, trezește-te, nu mai e că-s fără-i. Măi, Aiana, eu așa-ți fac ție când te trezesc? Eu așa-ți fac ție de dimineață când te trezesc? Când te trezesc să mergi undeva, eu așa-ți fac ție? Oh, parcă mi-l imaginez pe Cosmin Ofticat. Măi, Aiana, măi, eu așa-ți fac, pe bune. Serios, dar pe mine dacă mă trezești din somn, s-a terminat. Pe mine orice, dar nu mă trezi. Nu, mă. Doamne, cât de tare. Și ea face, tata, trezește. Măi, Aiana, măi, eu așa-ți fac ție, măi. Ce tare a fost. Aienuță te iubește, tata, și când de limit. Te iubește, tata. Evident. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună. O imit pe mămica mea și ea strigă, bun. Nu, pleacă de aici, nu mai fă. Pleacă. Aoleu. Hai. Pleacă, aștept. Pleacă. Cum e asta? Paralel. Te pupa, mulțumim. Pleacă. Pleacă, du-te. Dispari. Măi, Ana mea, așa se fac, mă, cu motorul. Pe bune, mă. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Alec din București. Am 10 ani. Am ajuns la școală. Bravo. Și eu te imit pe tine, Cric. Ia. La 0754222999. Auzi, zic numărul de telefon cam repede. Chiar, uite, nu m-am gândit. Îl zici repede, adevărat. Da, o să-l zic, gata. Bun, mergem mai departe. Bună dimineața. Dimineața, Radio Impuls. Pe mine mă cheamă Aileen din Ploie și o să imit pe mama. Aileen, nu mai ai la dulciul niciodată. Papa, Radio Impuls. Aoleu, asta nu e bine. Mi-aș dori foarte mult să-l difuzez că e ziua lui mami. A, perfect, la mulți ani, mami. Ziua lui mami și ziua Claudiei, colega noastră. Neața, bună. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Ema din București și acum o să iumi pe mami. Ia. Ema, du-te și spală-te pe dinți că e târziu. Și eu. Acum, mami. Mami. Niciun acum e târziu. Pupiș cu sclipiș și spar la cafeluță. Doamne, aceeași discuție o am și eu în casă cu Ema mea. Ema, spală-te pe dinți, m-am spălat 30 de secunde. Înțelegi? Neața. Bună dimineața, Cric și Cosmin, bună. Suntem ali din Timișoara și okay. Eu o să o imit pe doamna învățătoare. Te rog. Dragi copii, vă rog frumos să scoateți matematica și să scrieți titlul și data. Vă pup! Da, vă rog să-mi scoateți măcătare. Așa îmi făceau copiii când eram. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Patrick din Timișoara, da. Și eu astăzi am să-l imit pe Pulu. Pani vin, pani pleacă. Du-te la sugumea, tu joc. Bro, pani vin, pani pleacă. Bani vin, bani pleacă, nu? Da, neața. Bani vin, bani se. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iris din Brașov. Am 9 ani. Da. Și mă îndrept spre școală. Da. Iar eu aș vrea să o imit pe prietena mea cea mai bună, Miruna. Da. Și uneori cam face cam așa. Na bine. Pupici cu sclipici, spor la pizza. Apropo, azi este ziua internațională a pizzei. Da, așa este, azi este de la începutul emisiunii. Cineva care ascultă emisiunea. Na bine. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună. Sunt Alina din Bistrița. Și imitația mea este pe Grig. Bună dimineața, copii. Trebuie să știți că ăsta e semnalul în care dăm
în mintea copilor. Pupici. Uite, doi copii l-au invitat pe Gigă cu numărul de telefon 0754-222-999. Așa. Dăm în mintea copiilor. Uite, nu mi-am dat seama că zic așa. Ce tare, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Robert din Timișoara. Da. Am aproape 11 ani și o să imit pe doamna mea învățătoare. Ia. Nu știi că termenul este cel cu care adunăm și factorul cu cel cu care mulțim? 4 stai jos. Opa, 4. Bine, 4 stai jos, e așa, cum ar veni o vorbă. La mine era mă gândesc, cu 2, nu? Cernat 2, stai jos. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Noi o să imităm pe doamna noastră. Așa. Liniște, copii! În clasa ailaltă nu face nimeni gălăgie. Ce, copiii ăia n-au gură? Spor la cafeluță. Mulțumim. Mulțumim. Deci astea cu doamna sunt cele mai simpatice. Da, așa e. Cu profesorii și cu învățătoarele, chiar da, sunt cu mișto de tot. Și cu 0754-222-999. Iată. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt George din Cluj și astăzi o să mimit cățelul. Ia. Pe cățelul adică meu. Adică e sforei ca un cățel. Îl cheamă Cosmin Cernat. Da, exact. Și dar așa. Să știți că nu mușcă. Nu, no, dar eu sforei mai rău decât a făcut aia, nu. Nu se poate dormi cu mine. Am și o poveste, ți-o zic, ți-o zic. Serios? După aia. Da. Repede încă un mesaj, două, neața. Neața, Radio Impuls. Eu sunt Luca din Cluj și astăzi o să mimit pe doamna învățătoare. Ia. Măi, copile, de ce nu ți-ai făcut tema? E simplu și la obiect. Măi, copile, de ce nu ți-ai făcut tema? Salut, Radio Impuls, sunt Sofie de la Cluj, mă îndrept spre școală, da. Și eu astăzi am să o imit pe prietena mea, Maia. Nu o să mai fi niciodată prietene, niciodată, dar niciodată, după eu când mă joc cu alți copii. Ia plecați voi de aici, că Sofie nu mai am ea și nu vă las să stați lângă ea. Duceți-vă, că de nu vă bat. Salut, de Impuls, pa! Te pupăm! Am dat-o în mintea copiilor, cum a zis ascultătorul nostru mai mic, care m-a imitat. Asta era Aiana, iar na, ascultătorul cel mic a zis să ne dați mesaje la 0754-222-999. Grig a fost, noi suntem aici, vine și Nadina la fix cu știrile. Stați cu noi! Dimineața pe doi. This is...